Dintre cei 4.056 de candidați, 3.108 sunt din seria curentă și 876 din seria anterioară. Se pare că nu toți elevii care au absolvit ciclul liceal anul acesta au decis să susțină probele celui mai greu examen din viața lor de până acum, întrucât la verificarea competențelor de limba română au absentat 67 de liceeni. De exemplu, 7 absenți la Angelescu Găiești, 8 la Goga Ionescu Titu, 6 la Transporturi Auto și la Spiru Hared în Târgoviște, 5 la Voievodul Mircea și la Udrea Băleanu din Băleni. Pentru proba de verificare a competențelor digitale la nivelul județului nostru, numărul candidaților este mult mai mic decât la proba anterioară, însumând 2925. Pentru că am avut un număr de 1131 de elevi care aveau recunoscute sau echivalat această probă din timpul liceului, au obținut certificate de competențe, sigur. 2841 de prezenți. Asta înseamnă că am avut 84 de absenți. Rezultatele pentru competențele digitale sunt următoarele. Începători 506, mediu 937, avansat 787 și 579 au obținut competențe experimentate. Ultima probă din cadrul primei etape a examenului de bacalaureat și cea mai complexă este reprezentată de competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională. La acestea s-au înscris 3116 candidați dâmbovițeni, cei mai mulți alegând limba engleză. Evident, cei mai mulți sunt probabil că bănuiți la engleză, 2600, 7 la franceză 489, germană 2, italiană 15 și spaniolă 3. Din păcate, doi elevi au fost eliminați deoarece le-au sunat telefoanele în timpul probelor de audiție. La Liceul Tehnologic Aurel Rainu de la Fieni, un eliminat, și la Liceul Teoretic Ile Caragiale din Moreni, la fel un eliminat. Din păcate, le-au sunat telefoanele în timpul desfășurării probei scrise, adică după audiție, și conform procedurii și metodologiei, aceștia au fost eliminați din examen și au pierdut dreptul pentru următoarele două sesiuni. Săptămâna viitoare se va desfășura a doua etapă a examenului de bacalaureat reprezentată de probele scrise. Calendarul este următorul. 30 iunie 2014, limba și literatura română, probă scrisă. 1 iulie, limba și literatura maternă, probă scrisă. 2 iulie, proba obligatorie a profilului. 4 iulie, proba la alegere a profilului și specializării. 7 iulie, afișarea rezultatelor, iar după orele 12, depunerea contestațiilor. 8-10 iulie, rezolvarea contestațiilor și 11 iulie, afișarea rezultatelor finale.